Valentin Horațiu Mălele s-a născut la data de 31 iulie 1952, în Târgu Jiu, Gorj, România este un actor de film, radio, televiziune, teatru și voce, regizor, caricaturist și scriitor român. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale în 1975, clasa profesor Octavian Cotescu. Celebrul actor Horațiu Mălele avea programate două spectacole la München și Dublin, pe 25 și 26 februarie. Potrivit agenției de evenimente, celebrul actor nu va putea susține aceste spectacole din cauza unor probleme de sănătate. Horatiu Mălele trebuia să cânte alături de Nicu Alifantis, dar din păcate din cauza unor probleme de sănătate nu va fi prezent. Potrivit organizatorilor, acesta va fi înlocuit de Mircea Baniciu, un artist cu o carieră impresionantă și un stil muzical unic. Agenția mai informează că Horatiu Mălele va reveni pe scenă imediat ce sănătatea îi va permite.